Bună ziua, dragii mei! Astăzi o să preparăm împreună acești delicioși biscuiți de post. Sunt foarte buni. Sper să vă placă. Să vă arăt cum i-am pregătit. În acest bol o să punem apă de nouăt, unde am fiert nouătul, cam 80 de grame, 80 de mililitri de apă de nouăt, 80 de mililitri de apă de nouăt și zahăr pudră. Eu l-am pus în acest vas. Mixăm mai întâi apa de nouăt foarte, foarte, foarte bine cu mixerul și apoi adăugăm treptat zahărul. Mixăm foarte bine. Acesta este rezultatul. Aici am adăugat apa de nouăt și cu zahărul care s-a făcut o spumă. Adăugăm pe tot aici. Acum am să adaug uleiul, 80 de mililitri de ulei. Amestec. Seamănă cu albușul bătut. În schimb, este apă de nouăt cu zahăr, pudră și cu ulei. Acum am să adaug și un praf de sare. Îl amestecăm. Adăugăm și coaja de lămâie și de portocală. Adăugăm tot aici. Adăugăm cam o linguriță de ghimbir. Adăugați pe gust și curcuma. Dați curcuma. Tot o liguriță. Amestecăm bine toate ingredientele cu aromele. Amestecăm bine, bine. Este foarte spumoasă. De la curcumă, biscuiții au această culoare galbenă. Am amestecat. Puteți gusta să vedeți dacă este
destul de aromat. Acum o să adăugăm făină. Făina o adăugăm, aici am cam 500 de grame de făină. O adăugăm puțin câte puțin. Amestecăm bine, apoi frământăm totul pe masă. Adăugăm și 8 grame de praf de copt în compoziție. Amestecăm bine toate ingredientele. Consistență frumoasă și bună are. Acum o să adaug și o să mai adăugăm făină să facem un aluat tare ca să-l putem întinde, ca să tăiem biscuiții. Mai dau un puțin o făină. Acum o să punem compoziția pe masa noastră de lucru și o să lucrăm aluatul cu mâna. Aluatul este aproape gata. Uitați consistența cum e. Nu trebuie să fie nici prea mare, dar nici prea tare, de apoi nu mai putem lucra în timp. Aluatul este gata. Întindem aluatul. Iată, cam așa de gros. Aici am formele, am aceste forme. Mai întâi am să le dau prin făină, ca să nu se lipească și căiem. Acum scoatem. Uitați, sunt de frumoși.
acesta este crud. Dăm la cuptor la 180-175 de grade, circa 15-20 de minute. Ia uitați, acesta copt și crud. Acum să facem această formă. La fel o dăm prin făină, ca să nu se lipească. Vedeți cum iese, uitați. Vă arăt și biscuitul copt. Acum facem și această formă de coligel. Și copt. Biscuiți de post. Sunt foarte, foarte buni. Eu le dau prima dată prin făină. Aici am un vas cu făină. Le dau prin făină. Și tai, ca să nu se lipească. Vedeți că nu se lipește. Aceasta este pătrat. Ia uitați, această formă tăiată așa. Și punem în tavă. Acum să facem forma de covrigel. Dăm prin făină. Așa este copt. Punem în tavă. Apoi îi dăm la cuptor la 180-170 de grade, circa 15-20 de minute. Facem și această formă. La fel o dăm prin făină, ca să nu se lipească. Ne ajutăm cu codița unei linguri ca să scoatem. Ne uitați, biscuitul scos din formă, acesta este copt. Și punem în tavă, unul câte unul. Să vă arăt și pe cel rotund. Mai întâi, mi se pare cam gros aici, puțin. Am făcut tot pe prat, pe cel rotund. Să facem pe cel rotund, acesta. La acesta este biscuitul decupat și acesta este cel copt. Îl punem în tavă. Uitați, sunt crocanți, sunt foarte buni. Vedeți cum sunt în interior. Sunt buni, buni, buni. Putem da și prin zahăr, dacă dorim. Mai facem încă unul rotund. Mai întâi dăm prin făină forma, ca să nu se lipească, altfel se lipește. O scuturăm bine și tăiem.
facem un cubic gel. Dăm prin zahăr. Am pus puțin zahăr pe... Acum să încercăm, vreau să încerc prin ce a mai rămas aici, să pun puțină cacao. Și am să dau forma mea prin cacao. Și am să aplic pe biscuit. Să vedem cum iese. Prin cacao. Mai dăm încă o dată prin cacao. Și apăsăm aici pe aluat. Și prin cacao. Dăm și această formă prin cacao. O scuturăm, uitați că am dat-o prin cacao. Și acum să tăiem de aici biscuitul. Și coada unui lingur, unde am pus lingura în zahăr. Cu coada unui lingur apăsăm. Ia uitați. Un vin dat prin cacao. Aceasta este tava completă. O să-i dăm la cuptor. La 175 de grade, circa 180, depinde de cuptor, circa 15-20 de minute. Ia uitați ce frumoși sunt. Între timp să terminăm pe toți. Deci forma trebuie dată ori prin făină, ori prin cacao, ca să nu se lipească. Îmi vine tăiat. Am să-l pun aici alături. Să dăm și covrigelul. Și dacă... Uitați, am dat prin cacao. Coada unei linguri ne ajutăm ca să scoatem din formă.